Potrivit istoricilor, Cula Greceanu a fost ridicată în prima jumătate a secolului al XVI-lea, adică în jurul anului 1517 și reprezintă una dintre cele mai vechi construcții de acest tip din țara noastră, având și rol de apărare în fața turcilor. În timp ce Cula Duca a fost ridicată în perioada 1812-1827. Ultimele lucrări de conservare și restaurare a celor două cule din Comuna Vulceană-Măldărești au fost executate în anii 60. Cererile de finanțare depuse de Consiliul Județean Vâlcea în cadrul componentei 11 Turism și Cultură au fost aprobate miercuri 6 aprilie. Am primit vestea că a fost aprobată finanțarea pentru două obiective istorice extrem de importante și anume. Ansamblul CULA-DUCA va beneficia de o finanțare de peste 1.050.000 de euro fără TVA pentru lucrări de reabilitare a Culei și a infrastructurii specifice. Pentru Cula Greceanu, monument istoric intrat în urmă cu câteva luni în patrimoniul județului Vâlcea după ce a fost achiziționat de la urmașii buierilor care le-au ridicat, Consiliul Județean Vâlcea a reușit să acceseze prin PNR câteva zeci de mii de euro pentru digitalizarea valorilor aferente. În primă fază am primit o finanțare de 30.000 de, de euro, fără TVA, pentru digitalizarea valorilor, pentru marcarea și semnalizarea obiectivului și pentru marketingul uh, acestui obiectiv extrem de important istoric la nivel național și, a zice, internațional. Cele două clădiri istorice sunt incluse pe lista monumentelor istorice de categorie A și fac parte din Complexul Muzeal de la Măldărești. Aici s-au turnat mai multe firme, între care Drumul Oaselor, Iancu Jeanu Haiducul sau Trandafirul Galben. La complexul muzeal moldărești s-au filmat în 2014 câteva secvențe din filmul Aferim.